Am primit un apel 112 despre posibile nașteri la peronul 6 al stației CF Timișoara Nord. Aici am identificat o femeie. În timp ce ne apropiam, am observat că copilul era pe jumătate născut. Colegul meu a mers după prosoape, eu am încercat să o liniștesc, să o încurajez, că totul va fi bine și să respire. Așa începe povestea lui Ciprian, un bebeluș perfect sănătos care s-a născut fără moașă, fără medici, direct pe o bancă din gara de nord din Timișoara. Am observat echipajele medicale, i-am chemat aici, după care le-am povestit ce s-a întâmplat până la sosirea lor. Pentru moment, peronul 6 a fost maternitate, iar banca aceasta a fost pat de spital. Ciprian și mama lui sunt în perfectă stare. Oamenii legii care au ajutat-o pe mama lui Ciprian la naștere i-au vizitat pe aceștia la spital. Am venit la spital să vedem dacă copilul este bine, este sănătos, a avut 10 la naștere din partea noastră, are în jur de 3 kg 300-400 și 51 de centimetri. Iată cum Ciprian a avut prima peripeție chiar în momentul nașterii.